Am stat de vorbă de curând, am vrut să fac asta cu câțiva elevi care au trecut din clasa a 8-a în clasa a 9-a și au luat nota 10 la evaluarea națională. Închipuiți-vă, au luat nota 10, adică au făcut teze perfecte. Sunt și elevi cu 9-95, dar ei erau, sunt elevi de nota 10. Au pus semnul exclamării și virgula acolo unde trebuie, n-a avut nimeni nimic să le reproșeze. Am vrut să stau de vorbă cu ei și când a venit vorba despre cititul cărților, cum zice cronicarul, am aflat că citesc mai mult mesajele de pe WhatsApp. Nu vi se pare că este un paradox să fii de nota 10 la limba română și în același timp să nu citești cărți? Cred că s-a ajuns la o mică perversiune a învățământului de limbă și literatura română. Avem elevii care, iată, ating perfecțiunea în teze, dar nu citesc literatura. Poate că ar trebui regândite criteriile de performanță. În fond, aceste concursuri ar trebui să fie concursuri de citit cărți, mai degrabă decât concursuri de pus semnul exclamării și alte semne acolo unde trebuie. Sigur, după ce am stat un pic de vorbă, le-am spus că dacă nu citesc, nici nu știu ce pierd în viață, în legătură cu fericirea umană. Haideți să ne gândim puțin la aceste lucruri.